Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Și în această seară, brutarii de la Sandana au avut grijă ca pe masa din studioul Slăjanul TV să ajungă cele mai bune produse. Să nu uităm de această minunată pâine de casă. Avem aici și câteva produse într-un ambalaj cu totul și cu totul special, nou-nouț. Avem pateuri, avem câteva cornulețe cu ciocolată extraordinare, dar și acei covrigei cu nucă, miere și multe alte ingrediente pe care vă invităm să le savurați, să le gustați. Bineînțeles, de la Sandana, mulțumiri încă o dată. Doamnelor și domnilor, în această seară vă propun să discutăm despre agricultura slăjană. Este un domeniu extrem de apreciat, dar cu foarte multe probleme, din păcate. Invitatul nostru este domnul inginer Aurel Cherecheș, inginer mecanic și unul dintre cei mai importanți fermieri din județul Sălaj. Domnule Cherecheș, bună seara, bine ați venit pentru prima oară în emisiunea noastră. Să sperăm că nu va fi pentru ultima, pentru că avem tare mult de povestit și în această seară și cu alte ocazii. Bună seara, bine v-am găsit și sper să mai putem sta de vorbă. Mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența. Ne-am mai întâlnit noi de-a lungul anilor și cu alte ocazii pentru a discuta despre agricultură în cadrul unor întâlniri de profil. În această seară însă vă propun să ducem o discuție despre agricultura slăjană sau, nu știu, despre ce a mai rămas din ea, că nu ne putem noi lăuda tare mult. Auzeam zilele trecute că avem producții destul de bune. Unii spun că grâul este de calitate, dar nu prea avem ce face cu el. Alții că avem niște animale extraordinare la prețuri destul de mici. Părerile sunt împărțite, pro și contra. Eu vă propun însă, înainte de a intra în, nu știu, în problemele, că sunt tare, tare multe, eu vă propun un exercițiu de amintire, să ne aducem aminte nu de vremurile dinainte de 1989, că ne va înjura lumea, oricum, asta e clar. Dar vreau să facem un exercițiu și să vedem cum Dumnezeu funcționa agricultura atunci, că funcționa, fie că ne convine sau nu, într-o anumită măsură funcționa, ca să putem să venim în prezent și să vedem de ce nu funcționează acum. Pentru că din agricultură nu au mai rămas acele iaseuri, acele spații unde erau animale, unde erau tractoare, totul s-a distrus, nimeni nu știe unde au dispărut cărămizile, unde au dispărut, mă rog, ce erau semănători, evident erau ele vechi, dar au dispărut dintr-o dată. Cum era atunci, domnule? Poate o întrebare cam generală. Da, este o întrebare generală, dar o să sintetizez. Atunci, în agricultură, era proprietate cooperatistă. CAP-urile, care practic era proprietate privată, era proprietate de stat, adică IAS-urile, și era mecanizarea, SMA-urile, care era proprietate de stat și deservea toate CAP-urile din județ. Un SMA, iar organizarea mai mare era pe comună, pe coască, îi zicea, o zonă mai mare. La fiecare coască era un SMA. SMA, stațiune de mașini și tractoare. Adică acolo erau tractoare, combine, mecanici, tot ce era nevoie ca să meargă treaba. Fără, deci trebuie să fim corecți. Toată agricultura din județul Sălaj în acea perioadă o făcea mecanizare. Pentru că membrii cooperatori nu prea mai erau. Se lucra tot pământul. Asta e o precizare foarte importantă. Absolut. În Ciglean, să zic, în Cizer, în Stârciu, se lucra tot pământul. Sigur că aici mai suporta niște lucruri. Pentru că lucrând tot pământul, nu întotdeauna făceai beneficii. De fapt, multă lume știe că CAP-urile aveau mereu pierderi, mereu pierderi. Dar statul venea până la urmă și le ierta. Era un lucru rău pentru că erau foarte multe animale. Înainte de 90, în România erau 7 milioane de bovine. Porci nu știu, dar erau mulți. Păsări nu știu, dar erau grozavi. Însă la bovină, unde astăzi noi avem un milion, un milion și ceva după statistică, însă era atunci baza furajeră, pe vremea aceea, era necorespunzătoare. De ce? Pentru că trebuia să obții producții mari, la grâu, la porumb, la, în general la cereale. Asta era un indicator foarte important atunci și luai din baza furajeră, adică din suprafața destinată acestei și introducea aici. Și atunci sigur că animalele sufereau mereu de foame. Dar lucrurile puteau fi îmbunătățite. Puteau fi îmbunătățite pentru că
o minte limpede și este un exemplu la Arad, la Muscă, unde rămânând același lucru, uite că astăzi este printre cele mai bune din Europa. Lucruri din astea mai sunt la Carei, din cunoștințele mele. De fapt, Carei, Petrești. Bun, da, știți că acum vreau să facem o glumă ca să mai descrețim puțin frunțile. Se spunea că foarte multe din cifrele care erau trecute pe hârtie erau umflate, producție de cartofi de, nu știu, 3.000 de tone și se raportau 5.000 de tone. Era o chestie mai, nu știu, mai... Sigur că era, dar să știți că erau două evidențe. Era o evidență exactă a lucrului și o evidență pe placul celor care vreau să audă cifre mari. Și tovarășului erau prezentate cifrele în abrezitor? Eu cred că știa. 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 Dar având 7 milioane de capete de bovine, oricând România avea acces la Fondul Monetar, la Banca Mondială, garanția era... Exista. Exista. Și de acolo facem trecerea și ajungem în momentul în care nu mai avem garanția, în care din acele, nu știu, spații, din acele mașini, n-a mai rămas nimic, fiecare cărămidă, nu știu, s-a distrus aproape totul. Cineva îmi spunea, dom'le, e păcat că aceste grajduri, erau grajduri în fiecare loc, aproape în fiecare comună, cred că era câte un graj mare, dom'le, nu trebuiau distruse, trebuia să le ținem, nu știu, să ne asociem 2-3, să... Bun, dar oamenii nici nu au vrut să audă de asociere, sunt și acum care înjură când aud de asociere. Nu le lasăm pământul acolo, rămâne pământul cu bureni, vine apii, ai dă subvenție ca să nu facă nimic, că asta e realitatea, nu? Să fim serioși. Și uite așa, agricultura merge ca pe roate în România, domnule Cherecaș. De acord. Să știți, noi le ziceam complexe zootehnice. Grajdul sau cum vreți dumneavoastră să zicem. Deci, aceste complexe zootehnice au fost făcute cu fonduri BIRD, cu proiecte BIRD. Deci nu le-am făcut așa alandar. Deci, adică era ceva că de cap... Băncile ne-au dat credite pentru a face cu un anumit proiect. În aceste complexe, mecanizarea era totală. Evacuarea dejecțiilor, mulsul, celelalte, erau bucătării furajere, erau săli de mulți. Pe noi vine acum și ne învață, zice Uniunea Europeană, dom'le, trebuie să aveți 3 culturi dacă ai o suprafață de. Păi dar noi făceam rotația culturilor de când lumea, dom'le. Ce înseamnă? Ai făcut porumb un an, 2-3, ai venit cu păioasele 2 ani, ai întors cu cartofi, cu lucernă și cu altceva. Deci noi am făcut treaba asta de când lumea, nu trebuie să ne învețe pe noi nimeni. Și fără a fi lipsit de modestie, dom'le, noi am avut specialiști de cea mai înaltă clasă. Am avut, ați făcut precizarea foarte bună. Nu vreau să se creadă că suntem niște eurosceptici. Nu, dar este o condiție pentru că s-au venit cu tot felul de reguli care trebuie respectate, iar când ai noștri au plecat în țări ale comunității europene, au văzut că fermele de acolo nu sunt chiar atât de, nu știu, cu faianță până în tavan și cu robinet cu senzor. Adică, dumneavoastră, hai să fim serioși. Am plecat, am stat așa în fața lor și am ascultat cam tot ce ne-au zis ei. Pentru că n-am avut niște negociatori sau nu știu care a fost problema, încât să rezolvăm problema. Eu am auzit că în Austria gospodăriile sunt cum erau la noi pe vremuri. Adică era graj. Noi ziceam poiată, șură, evident. În spate era depozitul de bălegar, bine aranjat, încă la ăștia depozitul face în față, la Austria. Îl face, dar sigur că îl aranjează pentru că e neam și mătură pângă el și îl menține. Noi, de ce? Acum recent am văzut pe cineva din un sociolog din Franța, care spunea că noi trebuie să ne aliniem la regulile europene cu tare, să tăiem porci într-un fel, la somare și celelalte. Și dumnealui este în felul următor. Dom'le, dumneavoastră tăieți porcul în curte de zeci sute de ani. Îl faceți cu paie, cu butilie, cu ce, îl pregătiți și nimeni n-a murit. De ce? Acum trebuie să facem numai coasă, mare, electrică. Complicăm lucrurile. Bun, nu vreau să trecem mai departe. Înainte de a face precizarea, fără să vă fac reclamă, oricum nici nu poate fi vorba de așa ceva, că sunteți fermier și vreau să întreb câte animale crește și cam ce faceți noastră în activitatea agricolă. Dom'le, astăzi cresc în jur de 120 de capete de bovine și cultiv în jur de 200 de hectare.
o suprafață mare din punctul meu de vedere. Nu, cred că e mică, doamne. Noastră, sunteți unul dintre fermierii care susțineți, v-am mai auzit de mai multe ori și în urmă cu vreo 7-8 ani, la întâlniri cu fermieri în care susțineți practicarea agriculturii pe terenuri fără răzoare, așa cum vă place noastră să spuneți. Vreau să explicați un pic ce înseamnă chestiunea asta. Pare foarte interesantă și nu chiar atât de dificil de realizat. Dom'le, eu cred că noi nu știm ce înseamnă agricultură. Toți când zicem agricultură, zicem grâu și porumb. O mare greșeală, din punctul meu de vedere. Aceasta este producție vegetală. Pe urmă, este legumicultură. Producția vegetală se face pe suprafețe mari, legumicultura se poate face în spații închise, în spații deschise și pe suprafețe mai mici. Este pomicultură, este zootehnie, creșterea bovinilor, creșterea porcilor, creșterea păsărilor și câte și mai câte. Deci trebuie odată să definim și să știm toți ce înseamnă agricultura asta. Nu ne gândim când am văzut două lanuri de grâu și unul de porumb, asta e agricultură. Este greșit din punctul meu de vedere. Astăzi, a cultiva nu este simplu deloc, sau a crește, niciodată creșterea bovinei n-a fost ușoară. Pare atât de simplu, domnule, să crești animale, dar îmi spuneați că vă treziți nu știu la ce oră. Domnule, să știți că nu mai suntem așa harnici ca altădată. Trebuie ce să spuneți asta? Mă dezamăgiți, domnule Crecheș. Păi da, la 6 dimineață? A, deci la 6, la dimineață înseamnă, sau însemna pentru noastră, la un moment dat, la 4. La 4, da, bineînțeles. Bun. Și schimb de noapte și alte lucruri. Deci nu este, nu mai suntem harnici. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc eu de mine acest lucru. Dar dacă eu, care aș vrea să vă destăminez ceva. Dom'le, lucrez din 81. Apropo, dați-mi voie, vă întrerup cu scuzele de rigoare, vă întrerup să nu vă supărați pe mine. Văd aici, apropo, parcursul noastră profesional, văd aici la un moment dat șomer. Domnule Cherecheș, păi noastră ați început, de la director ați ajuns șomer, nu? Eu am fost primul șomer în județul Sălaș. Cum a fost? Din 11... Ia explicați-ne, cum ați ajuns primul șomer din județul Sălaș? Din 11 director de SMA, eu mi-am dat demisia. De ce mi-am dat demisia? Am crezut, domnule, că aveam rezultate bune și am zis că oricine vine are nevoie de mine. Adică aveați un CV, aveați niște rezultate. A, sigur că da. Și am crezut, nu se poate, domnule, oricine vine are nevoie de mine. Am greșit, azi știu că am greșit atunci. Și pentru vreo două săptămâni am rămas fără un loc sigur de muncă. Imediat după 1990. Imediat în 90. În 90. 90. Nu mă lăsa să spun cine mi-a aprobat demisia, pentru că... Da, cine v-a aprobat demisia, vă rog? Domnul Mănăilă. Colonelul Mănăilă, care este erou al Revoluției... Din județul Sălaș, nu? Din județul Sălaș. Eu îl cunoșteam pe dumnealui, dar atât nu mai vreau să zic nimic. Bun. După ce ați fost șomer, ce s-a întâmplat după aceea? Că n-ați rămas așa. Nu am rămas. Am lucrat un an la Trustul SMA și pe urmă am lucrat la SMA la Surduc. Deci v-ați continuat, v-ați pus... Da, am continuat experiența. Lucru. Și cei din Surduc, dacă mă văd acum, mai cred că mă regret. Da, apropo de acest capitol, că nu vreau să trecem mai departe la prezentarea asta profesională noastră, vreau să intrăm puțin în detaliu și să vă întreb în calitate de fermier cu experiență. Foarte, foarte mulți oameni ca dumneavoastră se plâng că nu mai găsesc acei meseriași în agricultură. Și că ei spun că desfințarea școlilor profesionale era la Șimleu o școală de mecanici, parcă. Este stupidă, domnule. Adică ne plânge că n-avem meseriași, n-avem școli. Școlile pregătesc, nu știu, specialiști în științele naturii, în drept, avem plin de avocați în lumea asta. Domnule, dar nu mai cine să conducă tractorul. Și am ajuns să ajungem din ce în ce mai mult să fie nevoie de astfel de oameni. Domnule, nu mai găsești un sudor care să știe să sudeze. Un om care să lucreze. Avem aici niște companii multinaționale care la modul serios au înființat, una dintre ele a înființat câteva laboratoare tehnologice în școli, tocmai pentru a atrage atenția, domnule, avem nevoie de copii care să știe să și lucreze, nu doar să aibă capul îmbuibat de teorie și teorie, până la urmă, fără acoperire în practică. Pentru că asta e o durere mare, să știți. Domnul Lungu, uitați care e treaba. Nu numai școala e de vină. Domnule, noi nu mai avem activități economice. Dacă e așa, e grav, dacă aveți dreptate.
Pentru că dacă dumneavoastră ați face o statistică dintre toți care au terminat liceu și n-au mers la facultate, toți intră în șomaj. Da, nu vreau să generalizăm, dar există. Deci dintre cei ce nu intră la facultate, toți merg în șomaj sau pleacă din țară. A crea un meseriaș nu este simplu. Atunci, eu, de exemplu, am terminat facultatea și am venit 3 ani de zile inginer stagiar. Bun, dar când ați făcut noastră școala asta, eu știu că era concurență destul de mare. Sigur că atunci se intra mai greu la facultate. Dar apropo, știți că sunt oameni, am un exemplu, vi dau și numele, Radu Mălan, care îmi spunea, un apicultor și crescător de animale, și numai el, și alții, domnul Cherecheș de la ORZ, și lista poate continua. Îmi spunea, domnule, nu găsim cioban profesioniști, adică un cioban pe care să te poți baza că nu adorme și lasă oile nu știu pe unde, sau că nu fumează și dă foc la staul lui coi. Și am zâmbit prima oară când am spus chestia asta. Un cioban bun se face cu practică la locul de muncă. Exact. Mă înțelegeți? De acord. Deci cu practică la locul de muncă se face un cioban foarte bun. Atunci, chiar dacă era la școala profesională, el mergea și făcea practică. La Unirea în Cluj, la Armătura, la... Ce erau atunci? Toate unitățile economice. Sigur că am deraiat și să mergem totuși spre mecanizare. Dom'le, astăzi, utilajele agricole, tractoare, combine, sunt de o complexitate ieșită din comun. Sunt toate electronice, totul se măsoară, un sesizor nu funcționează, numai nu mai pornești. Se apare în bord, sigur, ecran, imediat. De aceea, ar trebui ca școala, Ministerul Agriculturii, să vadă cumva, pentru că mâine, poi mâine, nu se va mai urca nimeni pe aceste utilaje. Deși este, dumneavoastră, în utilaj nou, ai aer condiționat, ai confort, ai tot ce trebuie, dar dacă ai pregătirea necesară, să-l stăpânești. Evident. Să-l stăpânești, nu e nicio problemă. Sigur că aici ar mai vrea să spun ceva. Mereu ne uităm la balta brăilei, la muscă, la toate unitățile astea agricole mari. Acolo, da, sunt suprafețe mari. Este una agricultura deșes, să zic așa, și alta agricultura colinară de județul Sălaj. Noi ar trebui, cei care conduc agricultura, care conduc județul ăsta, să se gândească pentru județul Sălaj. Noi suntem o populație puțină aici. 240.000. Cred că nici nu mai suntem atât. Mă rog, o cifră și mai mică. Dom'le, numărul ăsta de oameni, este greu să țină o suprastructură de prefectură, Consiliul Județean, deconcentrate, cum ziceți dumneavoastră, și alte instituții. Suntem cât un cartier din București, cred că și mai puțin. Exact. Atunci cei care conduc județul ăsta, ei trebuie să gândească, mă frate, industria avem? Avem în Zalău 2 unități mai mari. Avem în Șimleu? Puțin. În Cehu avem? Nimic. În Jibou? Nimic. Ce facem? Păi în Jibou astăzi, eu făcând liceu în Jibou, la depou și la CFR, astăzi nu sunt atâtea locuri de muncă în Jibou total, cât au fost numai acolo, la depou și la CFR. Bun, dar aici o să vă contrazic puțin. Aici vorbim și de performanță. Adică știți cum e? Nu? Statul nu mai poate pompa la infinit bani în depou din Jibou dacă depoul nu este productiv. Știți ce zic? Ca și cum ar pompa statul în transportul comun din Zalău bani la nesfârșit doar să funcționeze chiar dacă nu mai sunt călători. Și atunci, dom'le, privatizează sau fă ceva cu el. Sau privatizează 80% din acțiuni și 20% rămâne statul. Apropo, că înainte de emisiune discutam despre faptul că statul vrea să iasă din economie. Da, sunt de acord aici cu dumneavoastră până la un moment dat. Ideea că poate că prea mult a renunțat, avem exemple, tractorul, Aro și lista poate continua, care s-au dus. S-au dus pentru că statul a ieșit din ele, le-a privatizat, a venit băieții, le-au cumpărat și le-au destinat. Le-au ras, efectiv le-au ras. Dar știți de ce? Da, e foarte simplu. De 25 de ani, noi facem tot reforma. Am venit eu, facem reforma aici. Ați venit dumneavoastră, faceți reformă. Și niciodată nu ne apucăm de lucru. Nu prea vă pot contrazice la chestiunea asta. Nu ne apucăm de lucru. Dom'le, trebuie să spun și treaba asta. Să încerce cineva care are putere și să facem odată disciplină și ordine în țara asta și eu vă garantez că am crescut cel puțin cu 50%.
Uitați, eu am un exemplu de colaborator de-a nostru, nu vreau să-i dau numele, că poate se supără pe mine, care îmi spune, domnule, în 4 minute ne întâlnim. Apropo de disciplină și ordine, în mediul de afaceri. Prima oară când mi-a trimis mesaj, am zis, domnule, nu e adevărat. A doua oară mi-a trimis mesaj în 7 minute. În 7 minute a fost în față la noi la birou. Primez de fiecare dată când ne întâlnim, mă rog, pentru a discuta anumite aspecte, în 3 minute. În 3 minute ne întâlnim. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, disciplină. Poate vi se pare un exemplu stupid, dar pentru mine e o chestie în mediul de afaceri esențială. Aici este și o corectitudine față de celălalt. Respect. Dacă nu respect. Da, apropo, vă rog. Trebuie să instalăm, nu pot să-mi spune, dacă nu se poate, nu există, nu se poate. Mie să nu spună nimeni că nu se poate. Dacă odată am făcut ordine și disciplină, de ce nu putem face și a doua oară? De ce? Punem oamenii ăia care vreau să facă treaba asta. Sigur că nu e simplu. Și la urma urmei trebuie să înțelegem, domne, nu este progres fără ca cineva să vrea să sufere. Sigur că o să zici, da, eu nu prea-s dispus. Ei, atunci stai deoparte. Dumneata ești dispus să suferi un pic. Atunci, haide în față și lua, adică, tragi și consecințe negative. Evident. Discutam cu dumneavoastră despre Ministerul Agriculturii și dumneavoastră aveți o doleanță aici, considerați ca și fermier. Și e o idee interesantă. Ar trebui să numească și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, lucru care s-a întâmplat toată, nu se mai întâmplă acum. De ce chestiunea asta? Cum vedeți dumneavoastră problema? Deci, când se formează ministerele, aici s-a făcut un lucru greșit. Dom'le, trebuie să cheme Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a duce de la bob, de la carne, de la tot, până pe masa consumatorului. E una să coordonezi de la Ministerul Agriculturii inclusiv industrializarea și alta să faci numai producție primară. Pentru că atunci, sigur că e piață liberă, e cu tare, dar nicăieri, domnule, peste tot să mai intervine în piață. Că trebuie să intervii că ăsta din agricultură, ăsta, săracul, el trebuie să-și rezolve. Plouă, ai duce și adă fânul. Rezolvă treaba. Nu ai sămânță, nu ai erbicide. N-ai timp să te organizezi și cu că asociați-vă cu tare, cu tare. Este greu. Asocierea va veni la momentul potrivit. Plus de asta, domnule, agricultura este ramura cea mai importantă și cu perspectivă extraordinară pentru România. Greșit, domnule. Deci nu se poate 40% din forța activă a României să lucre în agricultură. Când nicăieri în Europa nu este treaba asta. Trebuie să mergem acolo, 10%, că noi suntem într-adevăr. Și atunci facem mecanizare excepțională, creăm posibilități de creditare ieftină, creiem posibilități de valorificare a producției și cine trebuie să vină aici? Și instituțiile statului. De fapt, să știți, APIA chiar are obligația asta. Când eu nu pot să vând producția, trebuie să-mi ia APIA. Nu știam de chestiunea asta. Deci trebuie să-mi ia APIA. Să știți. Și puteți să vă interesați la cei care conduc APIA și care știu, sigur, mai bine ca mine. Dar ei au obligația atunci când eu nu pot să vând producția, să-mi iau ei. Sigur, la un preț. Bine, e avantajos pentru noastră, da? Nu. Preț mai mic decât piața. A, numai să nu rămâneți noastră cu marfa pe stoc. Da. Urmă să știți că nu e ideea asta. Nu, da. Asta este o regulă la APIA. Da, n-am vorbit de ea pentru că... Da, va trebui să vorbim la un moment dat, să știți. Sigur că da. Dar eu asta... Deci aș vrea să fie, domnule, nu există un județ o să-l aș fără bază de recepție. Extraordinar. Vreau să vorbim despre chestiunea asta pentru că este inadmisibil. Eu am crezut că este o glumă, să știți. Și am văzut niște investitori italieni din zona Măiești care au zis, domnule, nu se poate ca în județul vostru să nu aveți o bază de recepție. Nu este. Ce au făcut oamenii? Au vrut să acceseze un program. Li s-a părut extrem de complicat și au zis, domnule, evident, aveau banii lor. A fost un caz norocos. Domnule, nu mai vrem mapia, nu mai vrem fonduri europene, ne facem cu banii noștri, pentru noi o bază de recepție și un uscător de cereale. Ei au rămas. Dumnezeu, nu se poate să n-aveți. Și atunci vine Cherecheș, care are grâu sau porumb, și ce face? Își vinde producția la capătul ogorului pentru că n-are ce face cu ea. Nu? Că nu mergeți inclus să o depozitați, că vă costă mult prea mult, probabil. Dacă transportul e pe distanțe mari, nu mai rămâne nimic, că transportul costă exact cât producție. Vă rog să nu vă uitați ideea, ne revedem, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate.
Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Invitatul nostru din această seară este domnul inginer Aurel Cherecheș, domnia sa este și fermier, unul dintre cei mai importanți din Sălajele. Mulțumim încă o dată brutarilor de la Sandana pentru aceste minunate produse extraordinare. Vă invităm să le gustați pentru că vă veți da seama de calitatea lor, câteva produse și într-un ambalaj nou, nouț, totul pentru dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, continuăm discuțiile noastre. Domnul inginer, Sălajul cam are niște probleme. Auzeam zile trecute și nu numai, fermieri care se plâng, dumneavoastră, avem vaci, noi producem și lapte, nu mai prea ia nimeni, sau prețul la care este preluat este foarte redus. Nu avem un abator. Avem un abator de oi care stă mai tot timpul închis, nici nu vreau să mai povestim de el pentru că oricum nu are rost. E în Hereclean, e frumos, e mândru, dar cam atât. Stă închis și a costat ceva bani. Am înțeles, peste 2 milioane de euro. În timp ce șefii se ceartă, abatorul stă cu ușile închise. Bun, e o chestiune, e o investiție privată, treaba lor. Dar nu avem un abator de bovine. Dacă noastră aveți o problemă la fermă, dacă o vacă, ce faceți, domnule, cu acel animal? Că nu-i puteți spune, domnule, nu muri până peste vreo 3 ore când ajunge mașina de la abatorul din Baia Mare sau de unde. E stupid. Nu ar trebui numai abator. Ar trebui și punct de tăiere. Ce înseamnă punctul de tăiere? Ai tăiat animalul care, din păcate, și-a rupt piciorul sau s-a întâmplat ceva și se bagă într-o cameră frigorifică, care nu e nicio problemă. Și, pe urmă, se trimite la industrializare și la... Dar până atunci este păstrat... Sigur că da, deci, igienic cu tot. Din păcate, au fost puncte de tăiere, dar cei care controlau erau prea exigenți și dacă... distanța aici trebuia să fie 1,10 m și a fost mai 1 m, a fost bani. A, deci nu era bine oricum, dacă nu. Era prea... Deci... E mai bine acum că vin alții și ne... Nu, dom'le, nici nu e ușor să faci un abator. S-au luat fonduri pe țară, din cunoștințele mele, s-au făcut abatoare la cel mai înalt nivel. Dar acum n-au ce să taie, n-au ce să industrializeze. Și asta e adevărat. Din păcate, în județul Sălaj, n-a fost bine. N-a fost bine deloc. Și ce a fost, s-a desființat și... Bun, dar noastră, dacă vreți acum să vindeți un animal, nu știu, îmi spuneați, creșteți animale, ce faceți? Le mergeți în târg, nu știu, un sâg, în jibou, unde le vindeți? Sau ce faceți cu ele? Dom'le, normal, merg și în târg, dar mai mult vin oameni la mine. Mai mult vin oameni la mine și ce sunt mascul și îi cresc mai mari, îi dau la abatoare, la Baia Mare, de obicei. Prețul e unul mulțumitor pentru noastră? Hai de mine, acum am dat recent tăuraș de 500 de chile cu un preț de 6,5 lei. Vă dați seama. Bun, și carne ajunge în magazin la cât? Pe raft. Păi, ăsta este mânzat. Dacă... O carne foarte bună. E cea mai bună carne posibilă. Că e mânzat, de-aia zice mânzat. Deci 6-7 lei, da? Da, și specialitate de mânzat în supermarket, nu le dăm numele, în supermarket este și 70 de lei, și 80 de lei, și 90 de lei. Ok, să fie 60 de lei, să nu fie 70 de lei, 50 de lei să fie și tot e o creștere de aproape 10 ori. Cine câștigă? Nu cred că câștigă, să știți, câștigă intermediarul, da? Intermediarul și procesatorul final sau vânzătorul. Vedeți, dumneavoastră, dacă s-ar chema Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, probabil că totuși ar mai fi un arbitru. Poate că totuși ar fi un arbitru. Dar nu este deocamdată. Din păcate, nu este și unde este, toți funcționarii publici nu se implică. Nu se implică, au ei motivele lor. Eu v-am întrebat cu mulți ani în urmă și am și dovadă o înregistrare audio la un eveniment organizat de, se numea, da, și atunci se numea, nu Camera Agricolă, de consultanță, serviciu de consultanță. Așa, consultanță agricolă în Jibou. Discutam cu dumneavoastră despre asocierea asta, că tot vorbindu-ne, e important să ne asociem. Dar nu funcționează nici cum
acest sistem de asociere. Au fost câteva tentative după 1989, s-au certat între ei cei care erau un, care s-au asociat, oamenii au fost nemulțumiți. Acum, toată lumea la întâlnirile la care am fost eu în ultimii ani spune, dom'le, e importantă asocierea. Pe de altă parte, vine APIA, legal, e în regulă, foarte bine. Și le dă oamenilor un sprijin la suprafață. Și vine Chereche și spune, dom'le, dacă tu nu lucrezi pe momentul decât îl costești ca să-i subvenția, dă-mi-l mie, ca să-l ar, să facem o fermă mai mare. Păi nu, că dacă ți-l dau matale, APIA nu mai îmi dă subvenția. Și atunci? Cum, Dumnezeu, să mai povestim de asociere? Că nu înțeleg, undeva acest lanț se oprește, domnule Chereche. Deci lanțul are o verigă undeva care nu mai e unsă bine și se rupe. Și rămânem cu două bucăți de lanț în mână. Asociere, cooperativă. Ce frumos sună, nu? Da. Cooperativa, exemplu, din Franța. Să exact. Uităm Dacian Cioloș, care vine și ne spune, e un om foarte bine pregătit, la apreciez enorm, da, pe Dacian Cioloș, din punctul meu de vedere extraordinar. Care este sălăjean de-al nostru. Exact. Și spune, domnule, modelul francez, acele cooperative, sună foarte frumos, doar că, nu știu, la noi parcă, nu știu, suntem nebuni, nu funcționează. Vedeți, dumneavoastră, iar o să zic ceva ce nu o să vă convine. Dom'le, dacă toți știm că lucrul ăsta e bun, pe atunci de ce nu vine cineva să impună, domn? Păi știți cum se spune? Dom'le, democrație, nu putem da cu barda. Deci noi înțelegem democrație... Și atunci eu să trec cu mașina peste dumneavoastră, nu? Dacă e democrație. Doamne ferește. Doamne ferește. Nu să... Nu, am făcut o glumă acum. Nu, dar eu, nu știu, o chestiune, chiar vreau să vă întreb, de ce nu merge asocierea asta? Deci vă spun, până la urmă, cineva trebuie să impună lucrurile bune. Este obligatoriu asta. Nu mai putem aștepta. Crezi că aici e nevoie de intervenția politicului? Pentru că poate un politician nu va veni și va obliga, pentru că spune, dacă oblig, eu îmi pierd din electorat. Electorat, omul nu mai vine și mă votează dacă eu îi bag pe gât, nu știu, un impozit pe teren unde am lucrat. Dom'le, și politicul trebuie. Dar sunt instituțiile statului care politicul, parlamentul au făcut legea și spune, mergem pe partea dreaptă, domne, cu mașina. Și atunci toți mergem pe partea dreaptă. Dacă spune, în agricultură, cultura mare se face pe suprafețe de cel puțin atât. Așa face. Sigur că o să-mi ziceți, domne, dar județul Sălaj este și tarla de mică și nu știu ce. Tarla o să fie lucrată. Te nu înțeleg o chestiune. Eu moștenesc de la bunicii mei nu știu câte hectare de teren. Nu e important. Eu nu mă duc din studioul Sălăjeanu TV în Cizer, comuna Cizer, ca să ar pământul, nu? Tata îmi spune, nu pot munci tot pământul, că am muncit destul la viața mea. Și atunci ce fac? Îl țin plin cu buruieni, că APIA nu-mi dă pe el dacă nu-l cosesc. Vin și spun, domnule Chereche, îți dau matale pământul și dă mie pe lună, nu știu, poate în loc de niște bănuți, dăm, nu știu, un litru de lapte. Dar nu se... Sună foarte frumos, dar nu funcționează nici povestea asta. De acord. Dar dacă nu ne putem înțelege, eu cu dumneata, atunci să vină legea să ne facă, domnule, să ne înțelegem odată. Adică să ne oblige. Domnule, eu trebuie să vă dau pentru pământul noastră din Cizer 10 litri de lapte. Un kil de brânză. Sau, dacă tot este pâine aici, 2 pâini, 3 pâini, 10 pâini. Nu, că pâinea nu dau ce de la Sandana. Bun, da, era o glumă. Nu știu, poate că și o prevedere, era la un moment dat o propunere de, sper că nu greșesc, propunere de lege prin care toți cei care nu își munceau terenul trebuia să plătească un impozit destul de mare. Dar apropo de chestiuni legislative, nu vreau să trecem. Avem un exemplu, dacă dăm ani în urmă și ne oprim la anul 2002, nu greșesc, corectați-mă dacă greșesc, era o propunere venită de la Adrian Năstase. Adrian Năstase, aflat în momentul de față, știm cu toții unde, care însă viza propunerea respectivă, ea a fost apreciată, din câte știu eu, propunerea asta de către fermieri, vis-a-vis de acele spații pentru animale, adăposturi de animale, ca să nu greșesc. Hai să vorbim puțin despre acea propunere de hotărâre din 2002. Deci era o ordonanță de urgență, dacă nu mă înșel. Da, din luna aprilie 2002, parcă. Semnată de primul ministru Adrian Năstase, care a avut o intenție bună. Deci, în mare cum suna, acolo unde sunt adăposturi de animale dezafectate, se închiriază pe 5 ani, fără plată, celor care vreau să dezvolte zootehnia. Și creșterea vacii, creșterea porcilor, creșterea orice. Dacă
în perioada asta ți-ai respectat angajamentul crescând animale și făcând modernizări, puteai să cumperi acest spațiu cu un procent, sper să nu greșesc, dar putem să verificăm, 10-15% din valoarea evaluată de o comisie, în care era direcția agricolă și erau mai mulți specialiști. Oricum, era o chestiune avantajoasă până la urmă. Exact, corect. Însă lucrurile au degenerat și primăriile n-au mai vrut să respecte ordonanța de urgență. Adică erau acele foste complexe zootehnice? Toate adăposturile de animale și pentru păsări și pentru... Deci, dacă era dezafectat, dacă era liber. Bun, dar nu s-au dat până la urmă. Deci hotărârea asta n-a fost respectată, n-a fost pusă în aplicare. Nu. Bun, dar oricum acele complexe, să știți că au fost distruse. Bineînțeles. Păi, eu aș putea da un exemplu... Vă rog. De exemplu, eu la Popen, la Mirșid, am făcut acest contract, am introdus curent, am modernizat grajdul, am pus ușa, am făcut... Când se întâmplă asta? Din 92. Dar eu țineam acolo și înainte. Deci în 1992 dumneavoastră ați făcut chestiunea asta. Da. Da. Și până la urmă, după 5 ani, eu din proprie inițiativă am și făcut plata. Primăria n-a fost de acord, mi-a returnat banii înapoi și acum suntem în coadă de pește cu treaba asta. Mai există acel complex? Da. E funcțional? Mai există, dar acolo, dacă vă uitați cu atenție, era vorba de un graj, de grob de silos, de incintă. Și acum ai încinta împărțită, mă rog, tot felul de... Mare păcat că propunerea asta de hotărâre sau hotărârea asta, văd aici și pe inginerul Curta, Dumnezeu să-l ierte, pe vremea aceea cred că era directorul Direcției Agricole Sălaj. Da, nume mari din agricultură. Să știți că eu am făcut o adresă chiar și la prefectură, dar din păcate instituțiile statului nu sunt capabile să ia decizii. Din păcate. Vreau să vă cer un punct de vedere ca să vedem și partea plină a paharului, să nu zic că trebuie spre domnule, dar oamenii ăștia în seara asta sunt numai, nu știu, pesimiști, nu suntem pesimiști, mai ales că v-am văzut ferma, mi-a plăcut ce am văzut acolo, fără să vă laud. Am aflat o veste care pe mine m-a surprins într-un mod plăcut și vreau să cer opinia unui specialist la noastră în agricultură. Am aflat că Stelajul va exporta o anumită cantitate, din păcate nu am reușit să aflu până această oră ce cantitate, de grâu în Italia. Ceea ce, nu știu, mie mi se pare că e un început, un pas, chiar dacă el e mic. Adică e ceva să exportăm grâu în Italia, înseamnă că dacă totuși putem. Este adevărat și este o cantitate mare, eu îi felicit pe cei care au făcut treaba asta. O să mă interesez și o să văd dacă este adevărat. Nu știu, mie mi-a... Domnule, pentru ceva. Pentru că Sălajul are zone agricole mai bune și restul este culinar. Da, noi avem potențial. Apropo, eu nu v-am întrebat niciodată așa față în față. Avem potențial agricol în Sălaj, domnule Crecăș? Aș vrea să mă credeți, deși eu sunt inginer mecanic. Nu există pământ rău. Există sărăcie, lene și slabă pregătire. E adevărat. Sunt zone unde dacă primăvara, că până acum nu a fost secetă, dar era exces de umiditate. Într-o săptămână trebuia să termin de asemănat. Deci așa dotare trebuia, tehnică trebuia să ai încât să rezolvi problemele. Atunci, dacă ai rezolvat în epoca optimă, cum ziceam noi pe vremuri, lucrurile erau perfecte. Dar aici mai trebuie să vii. Sămânță, mâncare, îngrășăminte, curățat de buruieni, ierbicide, utilaje de recoltat performante, cu productivitate mare și atunci lucrurile nu există pământ rău. Nu mai oameni care nu-și fac treaba. Nu există. Sau nu sunt, evident. Timpul trece foarte repede. Vreau să discutăm despre o problemă cu care nu vă confruntați doar dumneavoastră ca fermier. Sunt tot mai mulți fermieri care se confruntă. Furturile de pe câmp. Domnule Crecăș, îmi spuneați că aveți o nemulțumire vis-a-vis de chestiunea asta. Chiar și în 2014... Știți că înainte de 89 mai luau un săracu cu sacul niște mălai, niște grâu, dar erau alte vremuri atunci că erau niște, mă rog, unii mai mulțumiți, alții mai puțin mulțumiți. Nici nu-mi vine să vorbesc de furturi. Dacă eu aș avea tot ce mi s-a furat din 94 de când am luat activitate privată, eu astăzi n-ar mai trebui să lucrez că aș avea suficient. Mă doare sufletul, domnule. Eu cultiv multă lucernă, vreo 60 de hectare de lucernă, în mai multe parcele. Nu există parcelă
lăsată de la de sus, să mă duc odată la coasă și să nu fie început. Bun, dar întrebarea mea este, și poate că vine de la un necunoscător, avem atâtea terenuri care sunt abandonate, necultivate, unde crește iarbă. Bun, evident, noastră cultivați lucernă, care e, na, nu putem compara lucerna cu iarba, simplă. Ați dat legătura cu poliția, cu autoritățile, cu... Sau puneți oamenii noastre să stă la pândă? Nici nu mai fac adrese la poliție. Pentru că la poliție, pe urmă, îmi iau mie atâtea declarații, încât parcă eu sunt infractor. Și nu mai fac. Dar eu aș... Așa vă cosit singur lucerna, domnule Crecheș, am făcut o glumă. Da, mă ajută la recoltat. Aș vrea să fac totuși o propunere, dacă ne aude cineva. Vă rog. Propun ca un indicator de acordare a calificativului la sfârșit de an pentru polițiști să fie și cazuri de infracțiune rezolvate prin autosesizare. Adică cei care trebuie să aibă grijă de liniștea și ordinea publică să se autosesizeze. Dom'le, dacă o trecut pe îngăla și cosește, trebuie să-ți dai seama, e proprietar sau... Interesant ce ne spuneți. Și atunci sunt convins că ar fi un indicator minunat și ar duce la o treabă bună. Deci că întotdeauna la funcționarii de stat este un calificativ care se acordă la sfârșitul anului. Performanța muncă. Da, performanța muncă. Și aici trebuie autosesizare, că trebuie și autosesizare, nu mai tot să reclam. Nu vreau să închem emisiunea asta, dar am rămas niște subiecte, dar nu mai avem timp, din păcate. Poate ne vedem și săptămâna viitoare, domnule Crecheș, sau poate ne vedem chiar în teren. Ar fi mai interesant. Vreau să vă întreb pe final, nu știu, cum vedeți noastră viitorul agriculturii? Nu mă interesează la nivel național cât pentru județul nostru. Veștile sunt bune sau aveți o doză de pesimism și aici? Sunt foarte curios. Din păcate, puțin sunt pesimist, dar lucrurile se pot rezolva. Deci se pot rezolva dacă cineva vrea și impune lucrurile. Am mai spus și repet. Dom'le, este agricultură, cultură mare, este pomicultură, este creșterea animalelor, este legumicultură. Aici trebuie să vedem. Să crești animale poți într-o suprafață mai mică și sigur că așa. Să faci legumicultură poți să faci în solar, în... când deschis, în seră și poți să trăiești. Ce este? Că vorbim întoarcerea tinerilor la țară, că este subvenție mai mare de la APIA, este cu tare. Dom'le, copiii ăștia nu se vor întoarce. Știți cum se întorc acum, că am observat? E scumpă viața la oraș. Nu mai sunt locuri de muncă la oraș. Toată lumea a crezut că la oraș curge bere la robinet și... De acord, se întorc la țară dacă au părinți. Adevărat. Dar dacă sunt singuri, nu vor izbuti. Adevărat. Dacă ai părinți și au o gospodărie, e altă treabă. Dar să vii să înființezi tu de la început, mi-este greu. Apropo, aveți un sfat pentru, nu știu dacă sunt tineri care vor să înceapă o activitate în agricultură, dar sper că sunt și în sălaș. Dacă nu asta ați fi acum absolvent, nu știu, tânăr inginer, și dacă ați fi să intrați acum în agricultură, cu ce ați începe, ce ați face? Sunt foarte curios. E o întrebare foarte serioasă. Știți, ca exemplu, dar pentru cei care vor să intre... Nu pot să vă răspund direct. E greu. Nu pot. De ce? Dumnezeu zice, cresc animale, da? Cu câte? Trebuie să am un număr de animale care să mă țină pe mine, eventual familia mea, gospodăria mea. Și atunci iau 10 vaci. Ce fac cu laptele? Am eu bani, mi-au dat mama și tata bani să cumpăr vacile astea. Mă duc la bancă. Dacă merg la bancă, trebuie să plătesc dobânzi. Realizez venituri de a putea plăti dobânzile și rata la credit. Sunteți precaut, asta îmi place. Deci, dar nu putem în seara asta să... O lăsăm pe data viitoare, nu știu, poate la următoarea noastră întâlnire, fie că este în studioul Sălăjeanul TV, fie că este pe teren, poate vom discuta și poate vom aduce cu noi și un tânăr să vedem cum vede un tânăr, nu știu, posibilitățile de a face carieră în agricultură. Mulțumesc tare mult pentru prezență, timpul a trecut foarte repede, ne-au rămas tare multe teme pe care ni le-am propus, dar nu le-am mai abordat.
Așa e când intrăm în discuții. Oricum, agricultura rămâne un subiect deschis, veșnic, abordabil, inclusiv când vorbim despre agricultura selajului. Mulțumesc tare mult! Trebuie să fim optimiști. Asta este esența. Excelent! Mulțumesc tare mult! Le mulțumim, doamnelor și domnilor, încă o dată brutarilor de la Sandana pentru minunatele produse cu care ne-au încântat și în această seară. Rămâneți cu Sălăjanul TV pentru că noi vă aducem în casă realitatea, indiferent cum este. O noapte liniștită tuturor! La revedere!